Sănicolau Mare a fost gazda primei ediții a Festivalului Internațional și Interetnic de Tineret Tradiții Sân Miclăușene, un eveniment de excepție care a reunit ansambluri folclorice din mai multe țări și regiuni, organizat pe 18 mai 2024 de Asociația Culturală Sân Miclăușeană Doina, în colaborare cu Primăria orașului Sănicolau Mare și ansamblul folcloric Doina. Festivalul a oferit o platformă vibrantă pentru expresia artistică și culturală interetnică. Evenimentul a debutat cu o paradă colorată a portului popular la ora 17, urmată de un spectacol captivant pe scena teatrului de vară. Printre participanții internaționali s-au numărat ansamblul folcloric Chanad, Tanțe Gutes din Mako, ansamblul folcloric Mocrin din Serbia și ansamblul folcloric bulgar Palucenca din Dudești Vechi, alături de trupe locale precum Cununa Timișului și Făgețeana. Aceștia au împărtășit scena cu ansamblurile gazdă din Sănicolau Mare, creând un mozaic impresionant de muzică și dans. Stimați oaspeți, dragi invitați, stimați public, bună seara și bine ați venit la Festivalul Internațional și Interetnic de Tineret Tradiții Sân Micloșene. Festivalul din această seară aduce în fața publicului din orașul nostru ansambluri folclorice de pe întreg întinsul Banatului. Seara s-a încheiat cu un party popular de la ora 20:30, deschis tuturor participanților și spectatorilor, consolidând astfel legăturile comunitare și interculturale. Acesta a fost un prilej de bucurie și distracție, subliniind angajamentul orașului de a promova diversitatea culturală. Thank you.
Festivalul Tradiții Sunt Miclăușene a reușit nu doar să aducă împreună comunități diverse, dar a și întărit spiritul de apartenență și mândria culturală în Sânicolau Mare, marcându-se ca un eveniment emblematic în calendarul cultural al regiunii și un succes remarcabil de la prima sa ediție.